Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi o să formăm familii la prepelițele gigant polar și o să vedem cum putem să diferențăm cocoșul de găină la prepeliță. Da, prieteni, cum ați auzit, astăzi o să formăm familii la prepelițele gigant polar pentru că sunt destul de mari și deja au început să facă ouă și vreau să vă spun că la prepelițe, mai ales la prepelițele gigant polar sau la prepelițele polar, nu se vede care este femelă și care este mascul dacă ele nu încep să facă ouă și cocoșe și să cocoșească. Nu se poate vedea după penaș absolut deloc și se poate vedea doar la ele, la un lucru sigur unde puteți să vedeți, este, o să vă arăt imediat, și mai se poate vedea când cântă cocoș, și deci dacă stăm să urmărim când cântă cocoș, atunci știm că acela este cocoș. Cel mai bine este, vreau să vă zic de la început, acum cine a cântat este un cocoșel, vreau să vă zic că dacă vreți în perioada când vreți să puneți ouă la incubat, cel mai bine este să faceți de exemplu, 3 femele și un mascul, dacă vreți în perioada de ouă de incubat. Noi acum o să facem undeva la 4-5 femele și un mascul. Nu vrem așa de multe mulți masculi într-o cușcă pentru că nu este bine, pentru că le cocoșește prea tare și rămân fără pene pe spate și pe cap, și nu este bine să avem așa de multe femele, așa de mulți masculi într-o boxă. Și eu într-o boxă din asta nu țin mai mult de 2 familii, deci maxim 2 familii o să ținem. Maxim o să fie 10 sau 12, depinde, așa multe prepelițe gigant polar n-avem. Aici ce vedeți, aici deja sunt formate familii. Aici este cușca despărțită și practic au spațiu unde se iese, și aici sunt 2 familii, adică sunt 10 prepelițe, ele cam ciugulesc. Aici deja avem prepelițele care sunt tinere și de-abia acum au început ouatul. Au aproape 2 luni, deci ele de la 6 săptămâni încep ouatul, dar eu nu l-am forțat să fac ou, de-aia au rămas un pic așa mai târziu, dar pe mine nu mă deranjează. Și când ele sunt aproape de început ouatul, atunci putem să facem diferența care este femelă și care este mascul, pentru că este greu să se vadă. O să vă arăt imediat, m-am pregătit, mai am o boxă din asta, cum e aici, mai am una goală care o să folosim să punem într-o parte femele și într-o parte mascul, și după aia să vedem cum facem, pentru că chiar așa mulți, cum v-am zis, avem de mai multe feluri și chiar așa mulți nu avem. Aici avem, aici avem 9, aici mai avem una, sus cred că avem una singură, și ce mai avem aici jos? Aici avem familii de, o familie făcută de prepelițe. Acolo mai avem una, două, trei, patru. Deci așa multe n-avem, avem undeva la 15, și să vedem câte femele avem și cât mascul avem. Ce vreau să vă zic despre prepelițele gigant polar un pic așa în mare, ele sunt prepelițe de carne și ajung undeva la 480 de grame în viu, dar pentru asta o să facem un videoclip special să vorbim despre această rasă mai în detaliu, cam ce știu eu și ce am văzut eu pe parcurs de când țin prepelițe gigant polar. Dacă vreți să vedeți mai multe despre prepelițe, nu uitați să urmăriți și videoclipurile mele care le-am mai făcut, că o să vedeți de la incubatul ouălor până la schimbarea penajului la prepelițe și de ce nu mai au prepelițele și cum putem să le ajutăm să le facem să ouă. Ele deja au început să-și cam schimbe penajul, pentru că acum de-abia încep ouatul și în perioada asta schimbă și penajul. Haideți să nu vă mai rețin și să ne apucăm de treabă. Înainte să ne apucăm de treabă, vreau să vă arăt ceva, pentru că eu filmez singură și mi-este un pic cam greu. Eu m-am pregătit aici o boxă unde o să le pun. Acolo o să pun masculii, aici o să pun femelele ca să știu care cum sunt. Cora, du-te de aici, du-te, Cora. Aici mai avem câteva. Aici deja sunt formată, avem 2 familii. Înzăpăcite să umble, să ciugulească, dar să știți că și dacă le lăsați să ciugulească așa, nu ciugulesc tare.
Sunt foarte prietenoase prepelițele și foarte curioase. Aici mai avem și din astea japoneze, dar nu o să le formăm acum. O să formăm doar gigantul polar. Unele au crescut mai mari, unele mai mici, dar ele încă sunt în dezvoltare. Deci nu au ajuns încă la maximul de creștere. Am vrut să vă arăt, dar o să vă arăt imediat cum vedeți și masculii. Dar vedeți acolo jos, nu știu dacă vedeți, acolo jos, așa ca spuma, aia iese de la masculi. O să vă arăt imediat exact cum puteți să vedeți. Am mai făcut un videoclip special unde puteți să vedeți diferența între femele și masculi. Sper acum, fiind singur aici să filmez, sper să reușesc să vă arăt cum trebuie să vă arăt. Aici vedeți, au început deja să-mi facă ouă. Prepelițele de polar, gigant polar, astea fac ouă oricum un pic mai mari decât japonezele și decât alte rase. Dar, în schimb, nu fac așa de multe ouă. Aici avem unul care de-abia acum încep să facă ouă. Hai să ne apucăm și de treabă. Am vrut să încerc cumva să prind și cucica asta unde o să le băgăm, dar nu am reușit, așa că o să facem așa. Aici sus avem, o să începem de sus, aici avem, o să începem cu asta singură și o să continuăm cu astelante. Aici avem una, aici avem nouă. Pui mă! Căței mei au fel de joacă. Așa sistem avem noi și le punem mâncarea. Noi acum le ținem afară într-un garaj. Pe perioada de vară, așa le ținem noi vara. Aici avem și de mai diferite vârste. Vedem dacă reușim, ăsta e cam tânăr. Direct s-a auzit cum a făcut, e mai mic ăsta, nu, încă nu se vede așa bine, dar cred că este femelă, sau... Hai, pui. Este femelă, o să vă arăt imediat la altul. Vreau să caut un mascul ca să pot să vă arăt. Cei de jos sunt mai maturi, adică direct maturi, ei sunt aproape maturi. Nu știu cum să țin să vedeți. Vedeți cum se vede așa? Nu iasă spumă, nu știu dacă se vede. Și dacă nu iasă spumă și se vede direct așa jos, înseamnă că este femelă, trebuie să se vadă spumă. Și nu trebuie să apăsăm, trebuie să facem cu grijă, sper să prind un mascul, să vă arăt care este. Corafui, dacă de aici, sper să pot să prind un mascul, dacă arăt că se vadă. Că aici avem și mai mici, ăștia cred că se ia mici. Aici sunt micuți. Am pus-o. Ele, în principiu, sunt blânde. Avem multe femele.
Trebuie să avem mare atenție cu ele să nu ne scapă. E? Și când le luăm în mână, am uitat să vă zic. Prindem așa degetele, le prindem așa și le întoarcem și le ținem un pic. Acolo sus avem un mascul, dar nu este gigantular. Până acum avem 5 femele. Tot timpul ținem așa în mână, cum am zis, cu degetele. Uitați cum țin capul. Nu știu dacă focalizează bine. Și îi dăm așa un pic la o parte și în principiu trebuie să iese spumă. Dacă iese spumă, atunci singur este mascul. Aici doar se vede spuma, vedeți, nu iasă. Un pic de tot se vede. Nu se vede acolo. Un pic de tot se vede aici spuma. Înseamnă că este mascul și a și cântat mai devreme. Sper să prind unul care se vede tare spuma. Până la urmă. Piu, 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 piu. Ce frumos cântă. Nu, tot femeile, nu prea avem așa mulți cocoși de cigan colar. Pleacă cora de aici. Tot femelă. Direct se vede că e femelă. Nu focalizează nici telefonul meu bine, nici nu pot să țin. Du-te, cora, de aici. Cora, pleacă! Femeală, prieteni. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 femele și un mascul. Aici nu ne mai uităm. Aici jos ne mai uităm acum. Aici mai avem prepelițe. Cigan polari. Iepurii mei, cred că vor să apară. Este prea mică și nu se vede aici, avem mai două serii, adică așa amestecate, nu avem numai o serie. Jos. Aici avem pămine, dar am făcut acolo numai un bloc, aici un bloc. Uite, aici, aici te talează. Nu știu cum să focalizez, să vedeți, dar la marș, marș, plecați aici, dar la femelă, direct se vede ca, direct se vede așa gol când trageți aici la cor, ridicați așa un pic cu degetul, nu știu cum să țin să vedeți, ridicați așa un pic cu degetul și cu un pic trageți în jos, un pic de tonul tare și direct se vede, nu știu cum să țin să vedeți, vedeți, direct se vede. Că este direct așa gaură și dacă iasă spumă, ar
atunci imediat se vede că este cocoș. Dacă nu iasă spumă, înseamnă că este femelă. Dar în principiu se vede, dar dacă ei, de exemplu, deja au cocoșit, atunci nu se mai vede așa bine, dar se vede, tot se vede diferența între femelă și mascul. Nu pot să vă arăt acum pentru că v-am zis, sunt singură și nu reușesc să fixez așa bine telefonul, dar dacă țineți cu degetele și trageți un pic și se vede direct gaură cum ar veni și nu se vede absolut nimic, doar gaura aia e femelă, și dacă se mai vede ceva așa și iese spumă, sigur este mascul. Dar prin modalitatea asta este cea mai sigură. La el un pic de tot se vede spuma, nu știu dacă vedeți. Nu cred că focalizează așa bine, un pic de tot doar se vede. Femelă. Și aici tot femelă. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 femele și 2 masculi. N-am reușit, prieteni, să găsesc un mascul care să iese afară spuma aia, să nu zicem exact cum, că voi știți cum se numește, ca să vedeți exact cum este. El deja a cântat, înseamnă că este mascul dacă cântă. Dar este greu, am găsit doi aici, cum am format acum familie. Dar din păcate nu au avut așa multă spumă ca să se și vadă, să vedeți și voi, mai bine spus. Aici deja am format familie, am pus două familii aici. Mai am avut o găinușă care am pus-o sus și aici jos mai avem 8 femele și 2 masculi, adică 10, oricum ei nu o să rămână așa, o să fie despărțiți. Mai am de format pe familie, să vedem ce familie mai reușim să facem și vreau să îi separ, pentru că nu vreau așa să fie așa înghesiți, dar trebuie să mă pun să separ și restul familiilor, ca să vedem cum putem să facem familie. Aici am o pepeliță care mă ciugulește de mână, care îi place să mă ciugulească. Sper că v-a plăcut acest clip și nu uitați să vă uitați și la restul clipurilor pe care eu l-am făcut. Dacă vreți exact să vedeți cum puteți să vedeți diferența dintre femele și mascul, eu acum n-am reușit să vă arăt așa bine pentru că am fost și singură și este cam greu să focalizez. Dar uitați-vă că găsiți la Prefeliți, am făcut un videoclip special cu cele japoneze, unde vedeți exact cum se vede și cum se diferențează. Ce faci, Cora? Nu știu ce face Cora pe aici. În principiu, dacă vreți să puneți ouă la incubat, puteți să puneți 3
trei femele și mascul sau patru femele și un mascul, noi în principiu punem patru femele și un mascul egal că vrem o perioadă de incubație, adică cel mai bine e să fie cinci prepelițe într-o familie. Dacă nu avem perioada de incubație, putem să punem și mai puțin cocoși. Trebuie să știm că prepelițele nu trăiesc singure, deci nu le place singurătatea. Dacă nu aveți cocoși, nu este nicio problemă, pentru că prepelițele, ca și găinile, trăiesc la fel de bine. Putem să le ținem destul timp. La prepelițele gigant polar sunt prepelițe de carne, dar fac și ouă, dar într-adevăr nu așa extrem de mult ca și cele de japoneze sau alte soiuri de prepelițe, pentru că sunt mai mari și ele fac mai mari ouă și fiind ouăle mari poate să le producă microfisuri la cur și în timp o să moară, adică nu o să trăiască așa extrem de mult dacă fac așa multe ouă. Și ele oricum trăiesc, dacă le îngrijim, poate să ajungă și la vârsta de 3 ani în captivitate. Nu uitați, prieteni, să vă uitați și la celelalte clipuri care le-am făcut cu prepelițele, dacă vreți să vedeți, cum am zis și la început, că acolo puteți să vedeți mult mai bine. Deci, în principiu, o familie de prepelițe este ținută cel mai bine și cel mai bine cu 4 femele și un mascul, adică 5. Dacă vreți neapărat ouă de incubat mai multe și mai să crească mai mare șansa de reproducere, puteți să țineți 3 femele și un mascul, doar în perioada aia, pentru că le cocoșește și rămân fără penaș. Și să știți că eu am pus ouă la incubat și de la prepelițe tinere care de-abia au început să ouă și de la prepelițe destul de bătrâne, să zic așa, dar am avut același randament de ouă, deci n-am avut nicio problemă că ori fost mai bătrâne sau mai tinere. Nu uita să te uiți și la celelalte clipuri. Eu vă doresc o seară faină în continuare. Căutați acolo în playlist că găsiți mai multe și de găini și de prepelițe și de când puneți ouă la incubat, cum să creșteți pui de prepelițe, absolut tot. Eu o să vă las aici undeva să vă uitați la videoclipul ăla, cum să faceți diferența între cocoș și găine la prepelițe. Dacă nu îl găsiți la mine în playlist, eu vă salut, prieteni dragi, pe data viitoare, nu uitați de like și de abonare, v-am salutat cu respect, v-am pupat, numai bine, ciao, ciao!